Bună! Eu sunt Camelia, bine ați revenit în bucătăria gateșteușor.ro. Astăzi vom face împreună mini tarte cu fructe. Pentru această rețetă vom folosi mai întâi pentru aluat 250 de grame de făină, 125 de grame de unt, 70 ml de apă rece, 20 de grame de zahăr, un ou de la care vom folosi doar gălbenușul și un pic de coajă de lămâie. Crema o vom face din 400 de ml de lapte, 30 de grame de amidon și 60 de grame de zahăr, o păstaie de vanilie și un pic de șofran. Vom orna tartele noastre cu fructe cu struguri, mure, zmeură și căpșuni, dar bineînțeles puteți alege ce fructe vă plac. Și vom face un pic de gelatină din 8 grame de praf de gelatină și 2 linguri de zahăr. Mai întâi voi face aluatul. Veți observa că este un aluat foarte simplu de făcut, pentru că vom amesteca toate ingredientele, le vom prământa și vom obține o masă sfărâmicioasă. După ce am terminat de făcut aluatul, îl voi înveli în folie de plastic și îl voi pune la frigider pentru 2 ore. Cât timp aluatul se odihnește în frigider, voi începe să fac crema. Voi amesteca amidonul cu câteva linguri de lapte. Voi pune restul de lapte la fiert împreună cu puțin șofran. Voi lăsa laptele împreună cu șofranul până când acesta se va colora ușor și apoi voi adăuga păstaia de vanilie desticată. Laptele meu s-a colorat la culoarea ideală și acum voi strecura înainte să adaug păstaia de vanilie. Voi adăuga zahărul și voi lăsa până laptele chiopădește. Acum voi scoate păstaia de vanilie și voi adăuga amidonul. Aluatul a stat în frigider timp de 2 ore, acum voi desface folia de plastic și îl voi împărți în mai multe părți. Voi face niște mici bile pe care le voi pune în tăvile pentru tarte, eu am tăv de silicon.
Aluatul este gata pentru a fi pus în cuptorul preîncălzit timp de 15 minute. Aluatul s-a copt, am lăsat formele un pic să răcească și apoi l-am scos din forme și acum voi umple cu cremă. Acum voi aranja fructele pe tartele noastre umplute. Ultima etapă va fi să pregătim gelatina. Voi amesteca praful de gelatină cu zahărul într-un imbric și apoi voi adăuga treptat 200 ml de apă. Acum voi pune amestecul obținut și cam un minut la fiert. Acum voi adăuga gelatina peste tarte. Mini tartele cu fructe sunt gata! Sperăm că v-a plăcut rețeta și dacă da, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook și să dați subscribe canalul nostru de YouTube gateșteușor.ro. Vă urăm poftă bună! Pa, pa! Aluatul lăsat în frigider timp de 2 ore și acum este momentul să-l pregătesc pentru a-l face tartă, nu? Aluatul lăsat timp de 2 ore la frigider și acum îl voi desface din folia de aluminiu și îl voi împărți. Mai întâi voi amesteca amidonul cu câteva linguri de lapte. Hai, filmează! Ce problemă, nu ne crezi nicăieri? Hai, ai făcut-o. Laptele meu s-au căl... Tartele sunt gata, le-am scos, le-am... Ultima etapă va fi să pregătim gelatina. Voi amesteca praful de gelatină cu zahărul